Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Eu știu dacă eu am câștigat cu el, poate a câștigat el cu mine. Poate a venit Tibi Albu și a zis... fericiți, mă. Hai, mă, Tudore, să te ajut să câștigi vocea României. Știi? De ce nu privești și așa? No, curiozitatea mea vine pentru că ești nou în business-ul ăsta al concursurilor muzicale. Ce vei face de acum încolo? Că nimeni n-a reușit cu un astfel de câștigător să meargă mai departe și să-l facă, nu știu, să-l facă vedetă sau să-l scoată din mulțime. Dacă vrei să vorbim serios, el are un contract cu Universal Music și dacă Universal Music consideră că putem face ceva împreună pentru el, este bine. Dacă nu, probabil că e posibil să se piardă cum s-au pierdut pe drum toți ceilalți concurenți, pentru că din punctul meu de vedere, până acum concurenții nu au demonstrat foarte multe lucruri post Vocea României și asta nu e o chestie numai în România, e o chestie care se întâmplă peste tot. Nu mă întrebați de ce nu merge, habar nu am. Noi am vrea să-l ajutăm pe Tibi toată vama și să facem ceva pentru el și el cred că ar trebui să ajungă să cânte într-o trupă de rock sau să aibă o trupă de rock și să cânte niște cântece rock, dar pentru asta trebuie să existe disponibilitate din partea tuturor factorilor implicați. Punct. Mulțumesc. Cu plăcere. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM.